Bun găsit, domnilor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe. Astăzi, date financiare. Avem foarte multe date financiare pentru dumneavoastră. Important e cum le înțelegem, cum le interpretăm și cum ne afectează. O să discutăm și despre pensii, pentru că mulți au pe cineva care primește pensie în familie. O să vedem ce se întâmplă cu pensiile în orice casă în vești bune. Se apropie finalul perioadei în care România a fost la șefia Uniunii Europene. Uite așa, 6 luni au trecut ca una singură. Cu ce ne lăudăm, câte dosare am închis, ce am făcut, ce lăsăm moștenire Finlandei, care preia de la noi această funcție, aflăm în minutele următoare. Sunt puțin supărat pentru că ne pleacă pesta porcină africană. Nu e o veste rea. Dar mă obișnuisem cu ea și în curând îmi dispare un subiect drag din discuție. Pe acest fond o să aflăm câtă carne importă Uniunea Europeană din Statele Unite, carne de vită și ce se pregătește fermierilor români din acest domeniu. Că tot se transformă Târgu Mureș pentru 2 zile în capitala națională a bălțatei românești. Așadar, haideți să începem. Și dacă am spus că începem vorbind despre bani, despre bani să vorbim. Și o să luăm un program drag Ministerului Agriculturii, un program care s-a bucurat de succes și între fermieri. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, programul de sprijin a tomatelor a fost mană cerească pentru cei care s-au înscris în el. Sunt câteva condiții minimale pentru a vă înscrie în acest program. Trebuie să produceți, cum de altfel o și făceați înainte, da? Și să vindeți roșiile cu bon, da? Să vă fiscalizați. Și statul vă dă bani. Așa că fermierii care sunt înscriși în acest program de minimis pentru cultivarea tomatelor în spații protejate, câți fermieri au depus dosarele? Aproape 2600, 2569 mai exact. Pentru 1065 dintre ei, deci aproape jumătate, bani au și fost virați. Și anunță Ministerul Agriculturii că mai sunt în studiu, în analiză, încă 822 de dosare. Dacă stau și mă gândesc bine, bine, cifrele par mici raportat la vreo 17.000 de fermieri, cum ne spunea secretarul de stat Daniel Botonoi într-o emisiune că s-ar fi înscris în acest program, par puține cifrele, dar ei sunt mulți și efortul bugetar nu e chiar atât de mare. Oamenii aceștia contează pe niște bani. Dacă vândă 2 tone de tomate provenite de pe 1.000 de pătrați, hap, 3.000 de euro, bani care vă vin. La fel ca și usturoiul, da, și la usturoi sumele sunt foarte frumoase. Deocamdată acolo aveam datele doar pe județul Buzău. Știu că se înscriseseră câți vreo 78-79 de cultivatori, mai ales din zona Râmnicului Sărat. Dar banii total care merg pentru roșii, da, până la 18 iunie am datele centralizate, adică până ieri, da? Până ieri, 87 de milioane de lei. Ei, banii ăștia sunt garanții pentru cei care cultivă tomate. Deci, se poate. Cu strădania guvernanților, că de-aia sunt la guvernare, să găsească bani, cu găsirea unor nevoi care trebuie acoperite, cu acoperirea lor, ei bine, măcar o parte dintre fermieri, dintre micii fermieri, au scăpat de niște griji. Asta până o să apară acea instituție, Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, care o să-i mai și ajute, pentru că vor veni și le vor lua roșiile direct din grădina lor. Da, mai sunt de făcut destule depozite regionale, dar în curând o să avem și acest lucru. O să vedeți într-o emisiune din cealaltă, 2020, o nouă perspectivă. Am discutat cu președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Alexandru Stănescu. O parte a discuției a fost despre ce înseamnă Casa de Comerț Agroalimentar Unirea și când va funcționa ea, pentru că nu de proiecte bune ducem noi lipsă, ci uneori suferim la capitolul terminarea lor, punerea în practică și obținerea de rezultate concrete. Dacă am vorbit de rezultate concrete, haideți să vedem ce a făcut România în cele 180 de zile cât a condus Uniunea Europeană. Nu-i așa? A fost o funcție onorantă, am fost la șefia Consiliului Uniunii Europene. Pe noi ne interesează partea de agricultură. Timp de 6 luni de zile, ultima dată ieri la Luxemburg, nu-i așa? Ieri, parcă luni totuși, la Luxemburg, ministrul Petre Daia a condus Consiliul Agrifish. De unde la început, de ce să nu o spunem, puțin se așteptau ca România să facă față onorabil. Erau foarte multe dosare, unele dintre ele foarte grele. V-am mai spus și în emisiunile anterioare, noi privim pescuitul ca pe ceva subsidiar, ceva în secundar, dar pescuitul e o problemă mare la nivel european. Un capitol de o deosebită importanță. Și ei, uite bine că România a reușit să închidă 10 dosare pe agricultură și pescuit, după cum a făcut un bilanț chiar ministrul Petre Daia. Da?
s-au făcut pași importanți în punerea în practică, în croirea noii politici agricole comune. Politica agricolă comună, pentru care, deși nu se vede, trebuie să vă spun că știu ce au făcut și autoritățile, ce au făcut și asociațiile de fermieri, ce au făcut și parlamentarii români, europarlamentarii, la ei mă refer, ce au făcut și cei din plan național, parlamentarii, care au purtat negocieri ample cu omologilor din alte state europene. Una peste alta, suma tuturor acestor strădanii e un plus de bine și mai multă stabilitate pentru fermierul român. Dacă o luăm foarte pe scurt, dar ne gândim că în noua politică agricolă comună, acolo unde producțiile vor trebui să fie mai mari și mult mai curate din punct de vedere ecologic, dar cu cheltuieli tot mai mici, în viitoarea politică agricolă comună, spun, fermierul mare din România nu își va vedea banii plafonați, subvenția de la Uniunea Europeană la 100.000 de euro. Și aici e inclusiv meritul parlamentarilor români, nu a europarlamentarilor, a parlamentarilor care în discuții individuale cu omologilor din legislativele mai multor țări europene le-au explicat cât de mult vor fi loviți fermierii români, de ce să-i lovești pe cei mari? Doar pentru că sunt mari, puternici și sau și îmbogățit unii. La urmă, urme, nu e nimic rău în asta. Pentru asta să-i lovești când oamenii au credit în bănci, au utilaje de plătit pe mulți ani înainte, au leasing-uri, evident. Da? Și atunci s-a renunțat la această idee. A fost o muncă care nu se vede, e undeva în dedesubt. Negocierile au fost uneori foarte subtile. Iată, e un rezultat bun. Un alt rezultat bun pentru România e că cel care va dori să se instaleze ca nou fermier la țară va primi 100.000 de euro, nu 50.000 de euro ca în mandatul actual. Problema bună nu e o problemă, e o facilitate. E că nu e o limită de vârstă la 35 de ani, gata, ai 36 de ani, vrei să mergi la țară, să te apuci de agricultură, să-ți deschizi o afacere, ești eliminat din start. Nu, și cei peste 40 de ani vor primi bani ca să se instaleze în mediul rural, în așa fel încât să păstrăm ceea ce avem acum. Sigur, să modernizăm, să dezvoltăm, să vopsim, să facem mai frumos, să poleim, dacă vreți dumneavoastră, dar să nu dispară satul românesc. Așadar, România a reușit să închidă 10 dosare. Nu e puțin lucru. Să știți, au fost voci înainte de ianuarie, anul acesta, care spuneau că România va fi o prezență de decor, că alții vor face cărțile, că alții ne vor face temele și noi doar vom prezida și vom semna. Nu e așa. Colegii de la Agro TV, echipa redacțională, a pregătit un material exact despre acest ultim Consiliu Agrifish prezidat de România. Haideți să vedem ce lasă România în urmă. La Luxemburg s-au desfășurat lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene pentru Agricultură și Pescuit. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului au vizat deliberări legislative referitoare la regulamentul privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și raportul de progrese asupra pachetului de reformă a PAC post-2020. De asemenea, în cadrul Consiliului s-a prezentat un raport din partea Comisiei asupra situației politicii comune în domeniul pescuitului. Această comunicare asigurând cadrul necesar în vederea aplicării principiilor politicii comune a pescuitului. În acest context, Comisia va înainta propunerile cotelor de pescuit pentru 2020 în viitoarele regulamente și se vor desfășura schimburi de opinii despre activitățile de pescuit din 2020. Bun. Avem cu ce să ne lăudăm. Nu acum ne împăunăm cu acest lucru, dar nu am fost de decor acolo. Și vreau să cred că în perspectivă, pentru că nu s-a încheiat negocierea noii politici agricole comune, vom fi la fel de vocali, cu aceleași argumente bune, bazate, vom avea argumente cât se poate de pertinente și vom reuși să ne tăiem o felie generoasă din acest tort care se numește bugetul viitor al agriculturii europene. Sunt foarte multe cerințe, da, România s-ar putea descurca foarte bine cu tot bugetul european pe agricultură, dar nu ne-l dau ei, că o să-l împartă în 27, da? 27 va fi într-un final. Dar important e să reușim să luăm cât mai mulți bani. Mai ales că va exista o flexibilitate între piloni, între plata subvențiilor și dezvoltarea rurală, da? O să avem un plan național strategic, nu o să mai avem PNDR. Iar la un moment dat, dacă
într-un an, să spunem, eu așa înțeleg lucrurile, sper să nu greșesc, dacă, de exemplu, or să rămână vreo 100 de milioane de euro într-un cont care nu sunt folosiți anul ăla la plata unei subvenții sau alta, dacă așa s-a întâmplat, banii vor putea fi direcționați spre o investiție în rural fără să fie deturnare de fonduri. Deci, bani sunt, flexibilitate este. O să avem și acel termen drag multora, debirocratizare. Eu l-aș numi simplificare. O mai mare ușurință pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene. Punem în balanță banii fermierilor, banii pe care îi dă bugetul statului, da? Și subvențiile și alocările pentru investiții în rural de la Uniunea Europeană. Și, teoretic, n-ar trebui să avem motive prea multe să ne plângem. Sigur, putem să ne plângem de secetă, de prea multe ploi, de viituri, de ce vreți dumneavoastră, dar pentru asta există asigurările și vă reamintesc încă o dată că puteți să vă asigurați dumneavoastră sau puteți să cereți bani tot de la Uniunea Europeană. Intrați pe afir.org, da, și o să găsiți acolo pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale informații despre procentele care vă sunt returnate atunci când încheiați o asigurare. 50 sau chiar 70%. Nu sunt puțini bani. Acum să venim la un subiect care încet, încet dispare din emisiunea noastră. Ați mai văzut boală să se topească pe picioare? Vorbesc de pesta porcină africană. La un moment dat eram țara cea mai roșie din Europa. Spun acest lucru, cea mai roșie, gândindu-mă că pe harta României focarele de peste porcină africană erau identificate prin punctulețe roșii. La un moment dat erau foarte multe puncte. În Dobrogea, în partea de sud-est a Munteniei, urcase și în Moldova, spre Galați și chiar mai departe, la Botoșani, apăruse și în Transilvania, se dusese și în Teleorman, da? România era împânzită de punctulețe roșii care indicau focarele de peste porcină africană. Între timp, dezamăgirea mea dublată de o bucurie, evident, spun dezamăgire în ghilimele, e că s-a decolorat harta. Din 1100 și ceva de focare, câte aveam acum câteva luni, că n-au trecut mai mult de uite atâta, de când vorbeam de 1100 de hectare, mai avem 55. Păi, aveam loc întâi în Europa la focare de peste porcină africană. Nu ne bucurăm de acest lucru, dar uite că măsurile de prevenție, de eradicare, de limitarea circulației animalelor și a produselor din carne de porc au dus la acest rezultat. Încet, încet, pesta porcină africană pare să nu mai fie o amenințare în România. Mai sunt 31 de localități cu focare de peste porcină africană din 11 județe, 2 în exploatații agricole mari, exploatații zootehnice. Când or să dispară toate, promit să desfacem o sticlă de șampanie nealcoolică din aceea pentru copii. Să-i sărbătorim și pe cei de la ANSVSA, da, care ne trimit aceste comunicate, pe toți, pe medicii veterinari, pe cei de la ANSVSA, pe fermierii care au înțeles, să-i sărbătorim și pe fermierii care au avut mult de suferit, da, că au fost lichidate exploatații întregi, sute de mii de porci, mă gândesc ce a fost numai în Tulcea și în Brăila, da. Dar uite că încet, încet lucrurile își revin la normal. Când spun revin la normal, nu înseamnă că situația e bună. Pentru că ce se întâmplă în România e multiplicat, păstrând proporțiile, în China. Da? China, o țară care a devenit cea mai mare producătoare de carne de porc din lume, nu neapărat pe teritoriul național. Chinezii au știut să cumpere în toată lumea ferme. Da? Gândiți-vă la fostul Smithfield de aici, din România, da? Fostul Comtim de la Timișoara. Chinezii au cumpărat peste tot, sunt cel mai mare producător. O bună parte din producție, o mare parte din producție este realizată chiar pe teritoriul chinez. Numai că, ce să vezi, și la ei pesta porcină africană a dus la sacrificarea cât? La vreun milion de porci. E nimic pe lângă ce au ei, dar efectele colaterale sunt dezastroase. China e în situația de a sacrifica, de a fi nevoită să sacrifice în curând 200 de milioane de porci. Iar asta știți ce înseamnă? Chinezii, care multă vreme i-ați văzut îmbrăcați în acele costume aparent terne, încheiate la ultimul nasture, toate de aceeași culoare, cu aceeași șapcă și cu un carnețel roșu ieșind din buzunar, mâncând doar orez și numai cu bețișoarele, pentru că dacă ar fi mâncat cu lingura, alternau prea repede și nu mai aveau ce mânca. Ei bine, chinezii, odată ce societatea lor a evoluat și e și normal, fiind cel mai mare producător la un moment dat de orice la nivel mondial, au descoperit că pot trăi mai bine. Au crescut salariile, au crescut pretențiile de consum. Și în China, unde carnea de porc era o delicatese, carnea de porc a devenit o obișnuință. Acum, când se văd nevoiți eventual să sacrifice 200 de milioane de porci,
responsabilii chinezi privesc cu jind către exploatațiile din altă parte și cumpără de peste tot, în condiții de maximă securitate, evident, în condiții de aceea drastice de transport, că până în China merge vaporul, nu duci carnea cu avionul, că nu e rentabil, da, și trebuie foarte bine congelată, nu refrigerată, congelată, și chinezii cumpără de peste tot. Asta a făcut ca în România să asistăm la o creștere a prețurilor la porci în viu și a carcaselor de porc. Da? 380 de lei, 100 de kilograme, preț înregistrat la sfârșitul lunii februarie, 680 de lei, 100 de kilograme, la începutul lunii iunie. De la 380 la 680, cât e din februarie până în iunie? Da? Martie, aprilie, mai. 3 luni. În 3 luni de zile, prețul aproape s-a dublat, de la 380 la 680. Toată lumea a găsit explicația imediat că e importul mare din China, că e cerință foarte mare. Dar ce ne facem noi, cei care trăim aici? Ne învățasem cu carnea bună de pui, da, și de găină, că avem în România ferme foarte mari, aproape îndestulătoare. Nu îndestulătoare, dar aproape îndestulătoare pentru consumul național. Ne învățasem cu carnea de porc atâta cât mai rămăsese, dacă și unii s-au speriat, nu mai creșteau. De exemplu, am trecut recent prin Călugăreni, aici, între București și Giurgiu. Dom'le, nu mai sunt anunțuri cu vând purcei, vând carne de porc, vând porci. Acum scrie vând pui, vând capre, vând oi, vând furaje. Eu cred totuși că sunt porci de cumpărat, dar nu-i mai vinde nimeni așa la vedere. Da, ne învățasem și cu carnea de porc, că e bună și, mă rog, suntem noi așa mai tradiționaliști, da? Acum, ce să facem? Să trecem pe carne de vită? Sigur, putem să trecem pe carne de vită, mai ales că, uite, avem o oportunitate din Statele Unite ale Americii. Între Uniunea Europeană și Statele Unite era o veche dispută pe importurile de carne de vită. Americanii produc carne de vită în cantități industriale. Cred că dacă și-ar tăia toate animalele, da, și le-ar face fleici și fripturi, așa, puse una lângă alta, ar acoperi mai mult decât România, da? Cu o fleică, uite așa, groasă de 3 degete, cum fac americanii. Între timp, Comisia Europeană a negociat foarte mult cu Statele Unite ca să nu piardă alte avantaje comerciale în alte domenii, de exemplu oțelul și aluminiu, da? Știți că e un război comercial pe foarte multe produse între Uniunea Europeană, Statele Unite, Statele Unite și China, Statele Unite și restul lumii, de fapt cam așa e. Și atunci s-a ajuns la un compromis. Negociatorii europeni au acceptat ca Statele Unite să trimită în plus 35.000 de tone de carne de vită fără hormoni, atenție, fără hormoni, da, în Uniunea Europeană. 35.000 de tone de carne de vită nu pare o cifră care să ne sperie. De fapt, nu pare un număr, că sunt vreo 5 cifre acolo. Nu pare o cantitate care să ne sperie. Dar problema e unde intră cele 35.000 de tone de carne de vită. Pe ce piață? Intră pe piața globală europeană? Am dubii, pentru că sunt țări care se simt puternice din punct de vedere politic, economic, agricol, cum vreți dumneavoastră, industrial, în sfera serviciilor, și pot să pună mici piedici, să găsească chichițe în așa fel încât cea mai mare parte a acestui contingent de carne de vită să nu se reverse în țările lor, afectându-le fermierii, crescătorii de animale. Și mă gândesc la câteva țări de pe malul Atlanticului care pot, fără niciun fel de problemă, să întârzi astfel de importuri. Dacă tot există posibilitatea de a importa 35.000 de tone de carne de vită din Statele Unite, păi hai să o vindem. Și unde să o vindem? Păi eu propun să o vindem, nu eu, evident, pentru că eu n-am nicio cădere în acest domeniu, dar să o vindem dincolo de fosta cortină de fier. Nu-i așa? Sunt țări dornice să consume mult și la prețuri decente. De ce nu România? De ce nu Bulgaria? Poate Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, Polonia, nu? Foste țări comuniste, când vorbim de ceva venit din America, parcă avem așa niște reminiscențe. Doamne, cât i-am așteptat pe americani. Dar i-am așteptat până în 89. Nu pulpele de pui le-am așteptat, alea venite prin 90. Vă amintiți ce curcani, ce pui aveau americanii? Venea o pulpă aici, era cât piciorul la vacă la noi. E adevărat că la prăjit nu rămânea mai nimic în tigaie. Acum o să vină carne de vită. Avem promisiunea că fără hormoni. Da? Dar nu știm.
Dacă n-a fost crescută cu hormoni, oare n-o fi fost cu antibiotice? Ce-or fi pus americanii în furajele alea? Dar mă rog, om trăi și om vedea, pentru că eu vă propun deocamdată să rămânem la carnea românească până vine cea americană. Vă reamintesc că avem cu ce să ne mândrim. Târgu Mureș devine pentru două zile capitala națională a rasei bălțată românească, da? Între 21 și 22 iunie, adică numai mâine, nu-i poi mâine, va fi Ziua Națională a Bălțatei Românești tip Zimental, da? E o manifestație, e o asociație care organizează împreună cu institute de cercetare și ne bucurăm să vorbim și noi de acest lucru. Și haideți să încheiem emisiunea, pentru că, iată, încă mai avem lucruri bune pe care le promovăm, le aducem în fața dumneavoastră, alții le produc, noi încercăm să le vindem mai bine, dar alții ne vând niște idei care sunt absolut de speriat. Și pentru că e ultimul minut din emisiune, vreau să vă spun că peste 20 de ani, ne spun cei care sondează opinia publică și cercetătorii, peste 20 de ani, 6 din 10 fripturi nu vor fi din carne adevărată. Când spun că nu vor fi din carne adevărată, nu înseamnă că nu vor fi din carne. Dar cei care au făcut studiu spun că în 20 de ani, 60% din carnea consumată la nivel mondial nu va proveni din tăieri de animale, ci va fi carne crescută în eprubetă, în laborator, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Pe mine mă sperie puțin acest lucru, pentru că am văzut în ultima vreme foarte multe tentative, dorințe, indicații de a ne schimba foarte mult viața. Știu, e cerința de a fi mai economi, de a polua mai puțin, de a produce mai mult, de a fi mai drăgăstoși cu mediul, astfel încât mediul să ne aprobe în continuare existența. Dar peste 20 de ani, sper să ajung, na, dumneavoastră sigur o să ajungeți, să mănânc carne crescută într-un vas de sticlă, dacă n-a avut ochi la viața ei, parcă nu e carne, nu-i așa? Mai sunt multe despre care vreau să vorbim. Despre pensii, atât vreau să vă spun că legea pensiilor s-ar putea să se amâne spre toamnă, dar sunt bani. Da? Atenție, sunt bani, după cum promite ministrul de finanțe, în așa fel încât din toamnă inclusiv să crească punctul de pensie. Sunt multe de discutat, dar mai e și mâine o zi. Pe curând! La PAR, cea mai importantă federație a fermierilor români, susține agricultura cu un milion de fețe.